astăzi am supraviețuit 7 zile pe o insulă pustie în Minecraft. Efectiv, voi supraviețui 7 zile în mijlocul oceanului pe o insulă pustie. Mă rog, insulă mult spus, pe bucățile astea de lemn. Și scopul meu este să adun chestii din ocean și să încerc să supraviețuiesc. Spre exemplu, uitați-vă, am găsit o nucă de coco și niște metal. Ajutor! Oh, uite, o bucată de lemn. Ok, perfect. Cu bucata asta de lemn pot să extind platforma. Uite, acum, spre exemplu, am găsit o bucată de plastic. Acum am mai găsit un alt butoi. Și așa, oameni buni, tot găsesc chestii în ocean și practic trebuie să îmi extind baza. Ok, hai să vedem ce se află aici. Ideea este că eu trebuie să supraviețuiesc și să încerc să mă extind cu toate chestiile pe care le găsesc în ocean. Dar nu sunt singur, pentru că alături de mine îl am pe Andrei2010. Yay! Mă, ce caut aici? Andrei, suntem efectiv pe o insulă pustie și trebuie să supraviețuim 7 zile aici. Repede, ia chestii din ocean. Suntem unde? Adina urmă, uita la pește asta. Andrei, repede, trebuie să supraviețuim. Așa cum avem bun, dacă vreți episoade de genul continuare și dacă vă place seria de Minecraft cu Andrei2010, dați un mare like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel și fără nici fel de adăugare, haideți să trecem la clip. A fost o aventură pe cinste. Ok, Andrei, oficial în momentul de față suntem efectiv singuri pe o insulă pustie și noi trebuie să supraviețuim. Uite-te și tu, Andrei, cum o să putem noi să facem asta? Of, Doamne, nu o să mai accept niciodată propunerile tale. Ba, Andrei, ideea este în felul următor. Haideți să ne calmăm și haideți să adunăm chestii din ocean. Repede! Oulă, what? Bă, mă trage valul în spate. Bă, Andrei, ai grijă, sunt curenți. Ok, mamă, ce ai luat acolo? Bun, hai să văd ce iau și eu de aici. Oh, ok, bun, am găsit o nucă de cocos, un băț, niște metal și niște ață. Tu ce ai găsit? Plastic? Oh my god, pe bune. Bine, hai să vedem, hai să mai luăm chestii. Ideea este felul următor. Această nucă de cocos e foarte bună, Andrei, pentru că dacă cumva ni se face foame, putem să o mâncăm. Adică privește partea bună, avem mâncare. Eu, cum adică eu? E foarte bună. Ok, ia să nici asta, hopa. Oh my god, plastic, pe bune. Pizza nu are și oceanul ăsta? Bă, nu știu, nu cred că are pizza oceanul ăsta, dar în orice caz, hai să ne urcăm pe chestia asta. Wow! Ok, ce găsiți acolo? Oh, dă-te! Ok, o frunză. Oh my god, chiar am găsit o frunză, Andrei. Am găsit material textil. Ok, pe cu chestia asta cred că o să putem să ne facem un cerceaf să ne învelim. Ok, hai că ne descurcăm, ne descurcăm, Andrei. A, și pământ. Bă, pleacă-mă cu bucata asta de pământ, că n-avem nevoie de pământ acum. Așa, du-te și mai caută chestii. Ok, fraților, deci momentan la început este destul de greu până facem rost de materiale. Și din păcate e foarte greu să trăiești cu Andrei pe o asemenea insulă, pentru că Andrei e fraier. Ce, mă? Da? Păi dacă ești tu deștept, ea spune, ce facem noi cu frunzele astea? Ne facem vânt când e cald, logic. Da, ok, bine, cum zici tu. Ok, ok, hai să vedem, am mai găsit niște plastic. Ok, deci în momentul de față trebuie doar să adunăm... Ce e sticluța aia? Andrei, ce e aia? Ce ai luat acolo? E sticlă? Sticlă cu ce? Ia, aruncă-o cu a... Cu o hartă! Ia, da să văd! Ia, asta era harta din sticluță? Bă, dau-mă încoa! Ia să vedem că a găsit Andrei o hartă în sticluță. Aha, ok. Oh my god, Andrei! Unde ne duce chestia asta? Am apăsat pe ea! Andrei? Oh! What? Bă... Andrei, uite unde ne-a dus harta asta, tu vezi? Eu am găsit harta aia, să ne aducem aminte. Da, ok, bine, cum zici tu, tu ai găsit-o, dar hai să vedem ce-i acolo. Ia stai o secundă. Mamă, bă, Andrei, ok, asta e destul de mișto, sincer. Deci uitați-vă ce a găsit Andrei. Bă, Andrei, sincer, mie mi-e cam foame, nu știu de tine, ție ți-e foame? Mie nu, bă, mie da și cred că o să cam mănânc nuca asta de cocos, adică, yummy, bă, cât de bun a fost, frate. Iu, bă, dar de ce iu, că nu înțeleg. Eu vreau pizza, ok, deci avem aici o capră. Bună, ok, hai să vedem ce se mai întâmplă. Bă, ai auzit cum a făcut? Da, a făcut B. Bă, Andrei, dai să luăm lemn, de ce nu luăm lemn să ne facem crafting și chestii? Bă, dar nu e bun de nimic, Andrei, pe bune, chiar nu gândește deloc. Perfect, bun, hai să ne facem un crafting table, oameni buni. Deci ne facem așa, bam, perfect. Bun, și hai să mai luăm materiale, Andrei, hai să facem chestii. Uite, un barrel, oh my god, ok, am găsit niște... boase și niște chestii în el. Ok, avem mâncare, avem porci, avem multe chestii. Avem iron, Andrei. Bă, de ce ai făcut și tu un crafting dacă și eu am făcut un crafting? Na, poftim. Bun, perfect, acum dați-mi 2 secunde să fac un pickaxe. Ok, stai așa, mai facem niște bețe. Perfect, îmi fac un pickaxe. Andrei, tu ce faci acolo? Mamă, omul meu. Omul meu, deja, dă-te, bă! Deja, omul meu a început să ia piatră, dar o să o iau eu înainte să o ia el. Ok, bun, perfect. Haideți să facem un pickaxe de piatră. Și Andrei, acum hai să luăm tot iron-ul ăsta. Let's go! Bă! Tu nu realizezi cum e insula asta, bă! Zi, mă! Putem găsi și aur aici, o să devin bogați!
Bă, așa e, eu mi-am lăsat toate lucrurile aici în chest până una alta. Bă, nu m-aș mira să aibă și pizza. Bă, nu, nu o să aibă niciodată pizza, adică să fim se... Savant! Andrei! Nu, 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 nu! Savant! No! Eu nu vorbesc cu moșul ăla. Bă, stai o secundă! Savantule, ce cauți aici? Și cumva, înainte de toate, nu, nu am venit să vă ajut. Bă, Andrei, vino, bă, că n-a venit să ne ajute. A venit să ne încurce, știu eu. Vino, mă, încoa, să vedem ce are de spus. Zi, bă, Savantule, sunteți pe cont propriu și vă descurcați. Un singur lucru vreau să vă spun totuși. Eu zic să urcați pe munții ăștia. Sigur o să găsiți ceva. Ha? Pe munți? Bă, ia uzi, mă, ce zice Savantul, cică să urcăm pe munți. Ai auzit ce a zis? Cică, nu o să am niciodată încredere în tine, băi, moșulică. Bă, Savantule, Andrei spune că n-are încredere, dar... Bă, Andrei, are dreptate, dacă pe munții ăștia găsim aur sau diamante, crezi că merită? Plus că aurul se găsește în pământ, nu pe munte. Absurd. Bă, eu cred că... Da, se merită! Haide, Andrei, hai să explorăm muntele ăsta, să vedem ce se poate întâmpla. Un chest? Bă, Andrei, what? Golden apple, ce? Nu cred, bă, frate, ce tare. Bă, ai luat tu tot. Bine, mă, hai că împărțim la final. Bă, frate, am escaladat tot muntele ăsta și tot n-am mai găsit nimic. Andrei, cred că acestul a fost singura chestie. Bă, frate, pe bune. Oh, mai un barrel acolo, ți-am zis. Stai o secundă, Andrei, stai, vino după mine. Wow! Ce e aici? Wow, pe bune, un pește și niște semințe. Și broasca asta, uite-te și tu la ea, frate, cum arată. Bă, Andrei, știi ceva? Mă, tu ce vrei? Andrei, uite-te la mine puțin. Cred că e timpul să ne întoarcem la noi pe insulă. Cred că vrei să zici pe Plută. Chestia aia nu e o insulă. Da, sau așa. Wow, Andrei, ne-am întors pe Pluta noastră. Mă rog, pe insula noastră. Mamă, frate, cum a fost. Of, Doamne. Dar privește partea bună. Uite câte chestii avem din expediție. Iar aici? Ce, mă? Câte chestii ai tu, vrei să zici? Bă, da, chiar am foarte multe chestii și fii atent, privește partea bună. Putem să ne extindem platforma, Andrei. Așa că, te rog frumos, ajută-mă. Mă rog, n-ai cu ce să mă ajut, dar... uite, pune crafting table-ul ăsta undeva inteligent. Ok, bun, hai să continuăm. Bun, hai să mai continuăm cu dirt, dacă stau să mă gândesc. A, ai și tu lemn? Păi de ce nu spui așa? Perfect, bă! Așa, bun, pune crafting-ul la undeva, o să pun și o furnace, uite, chiar aici, pune-l și tu exact acolo, bun, și în momentul de față, Andrei, ce faci, mă? Ce faci? A, mai extinzi? Mai am? Ok, ok, bun, perfect. Până una alta, hai să mai culegem chestii din ocean. Uite, am găsit două d-astea, Andrei, nu știu ce sunt, dar fă ceva cu ele. Ok, hai să mai luăm și din asta. Uite, am găsit niște alge, dacă îți plac. Ok, perfect, ia să vedem ce mai avem. Bă, se face seară? Așa e, uite, apune soarele. Uite-te la el cât de frumos e. Dar stai, mai trebuie să culegem chestii din ocean. Ok, Andrei, a venit seara, numai că nu este nicio problemă. Unde e luna, frate, că nu o văd. Mă rog, în orice caz, e și o lună pe cer undeva. Ok, perfect. Avem aici cele două patru pentru noi. Bă, ce? A, metal! Ok, foarte tare, foarte mișto. Dacă ai metal, te rog să-l pui în chest. O să pun și eu toate chestiile de care nu mai am nevoie în chest, așa că te rog frumos, Andrei, să le pui chiar aici. Gata? Gata, perfect. Avem aici cele două paturi și, Andrei, atenție, uite-te la chestia asta. Am pentru tine o undiță pe care să o folosim să pescuim toate chestiile din ocean. Adică, pe bune, uite-te și tu la chestia asta. Uite, vezi chestia aia? Stai așa, opa. Uite, uite, bucata aia, stai. Ia mea! Oh, am luat-o! Andrei, efectiv putem să pescuim toate chestiile din ocean. Am văzut în viața mea undiță mai șmecheră. Pe bune, uite, vezi sticla aia? Stai, stai, ia mea! Wow! Yay! Altă sticlă? Oh, ia stai o secundă, asta înseamnă altă hartă. Ia stai două secunde să verific. Oh my god, da, e o altă hartă în ea. Bă, nu știu. Oh, uite, încă una. Ok, mai am încă una. Eu sunt obosit. Andrei, am două bărți. Adică, uite-te și tu. Păi și eu mai am. What? Și tu mai ai? Păi și ce vrei să facem? Dar mergem mâine. Bă, ai dreptate, hai să ne culcăm, Andrei. Eu o să mă culc în patul meu, tu în patul tău. Noapte bună. Neața! Andrei, este o nouă zi. Dar fii atent, înainte să mergem după hărțile astea, mai vreau să pescuim puțin, pentru că mie îmi place mult prea mult să pescuiesc. Adică e prea șmecher, efectiv. Of, e prima zi pe care nu mi-o încep cu pizza. Lasă, Andrei, dacă pescuim și mergem după hărțile astea și găsim ce trebuie, poate o să avem și pizza. Yay, hai! Bun, hai să pescuim, Andrei, deci dă-i drumul la pescuială. Ok, perfect, hai să vedem. A, stai, încă o chestie șmecheră. Ia uite ce am eu aici. Am efectiv o chestie de-asta care atrage practic chestiile pe care le pescuim. Dă-te, bă, din ea. Pune-o la loc, pune-o la loc.
Așa? Uite, vezi? A adus o sticlă. Oh my god, altă sticlă, altă hartă. Am două sticle. Bă, și eu am avut două sticle. Uite, uite, vezi? Uite, funcționează. Uite-te la asta, fii atent. Uite cum le atrage pe toate aici. Ce tare. Stai, nu te băga. Ok, stai să pescuiesc chestia asta. Bă, trece cu așa, perfect. Bă, dă-te, bă, din ea. Dă-te, că acolo trebuie să se adune chestiile pe care le pescuim. Ok, stai. Ah, dă bucata aia încoa. Perfect, bun. Andrei, suntem prea șmecheri deja. Adică chiar ne descurcăm, sincer. Bă, dar n-ar fi mai eficient să punem mai multe? Bă, cumva cred că ai dreptate. What, o altă sticlă? Dă-o încoa, dă-o încoa. Oh, bravo, ai prins-o. Am trei. Deci uite-te la asta. O să mai punem încă 4 d-astea. Și uite-te și tu, Andrei, câte chestii am strâns în asta deja. Adică doar uite-te și tu, frate. E insane ce se întâmplă. Mamă, opa, stai că a căzut asta. 2 secunde, bă. Ok, stai să o pun aici. Dă-te, bă, la o parte. Perfect. Bă, de ce stai, mă, în mine? Alo. Bă, omul mă pescuiește. Na, poftim. Doamne. Na, vrei să te pescuiești și eu? Ia, trecem cu amă. Trecem cu amă. Vino cu amă. Bă, bă. Bă, Andrei, dăm drumul, te rog. Dăm drumul din undiță. Am pescuit cel mai gras pește. Ok, Andrei, ok. Mâncăm din ăsta 3 luni. Ok, Andrei, cum zici tu? Bă, în alte știri eu am foarte multe materiale și nuci de cocos. Mamă, chiar îmi era foame, frate. Woo! Iac! Bă, dar dacă nu-ți plac, ia dă-le în coadă, dă-mi mie nucile tale de cocos. Așa, mersi frumos. Păi, ia uite-mă, frate. Păi, nu face risip aici. Ok, hai să vedem ce mai adunat. Stai așa. Să punem asta la loc a sărit. Ia să vedem. Avem o frunză aici, perfect. Bun. Păi, bă, Andrei, avem destule multe materiale și avem și foarte multe hărți. Hai să mergem pe prima hartă. Ești gata? Andrei, nu mai pescui, uite-te la mine. Hai, go! Ok, hai să vedem. Mamă, chiar sunt curios unde mergem. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Unde ne duce Andrei, oare? What? Ce e asta, mă? Bă, Andrei, cred că asta este o insulă de gheață. Cred că nu e de joacă. Bă, eu nu m-am îmbrăcat gros. Bă, nici eu, ți se pare că sunt îmbrăcat gros? Adică, uite, dacă vrei poți să ții chestplate-ul meu, adică ți-l donesie. Bă, nu, că ăsta e fier și e mai rece. Aia, pe atunci, dacă nu-ți convine, îl port eu. Hai să luăm niște item-uri, Andrei. Uite, eu o să-mi iau așa, o să-mi iau niște torse și o să-mi iau niște blocuri. Și o să iau și un golden apple și spikeless-ul ăsta. Hai să mergem în aventură, Andrei. Hai, bun, să mergem! Woo! Ok, văd acolo niște chestii, nu înțeleg exact ce se întâmplă, dar hai să urcăm pe insulă. Aolo, frate, cât de greu e să escaladez muntele ăsta, pe bune. Ce? Bă, du-te, bă, de aici, a început și să ningă, savant. Wow, voi chiar vă descurcați să supraviețuiți 7 zile pe o insulă pustie? Bravo! By the way, nu uitați să escaladați și acest munte. Bă, s-a întâlnit, mulțumim, dar nu înțeleg de ce ne tot bagi în seama. Adică nu te-a întrebat nimeni. Bă, Andrei, uite-te și tu. Și-a tot vrea să avem tot de la noi. Escaladează-l tu, bă, moșule. Hai, bă, lasă, că a fost răguț cu noi. Hai să mergem, hai să-l ignorăm, Andrei. Și hai să continuăm aici, să vedem ce se întâmplă. Poate că țin și noi una. Chest! Aia zic, tată! Wow! Ia să vedem ce avem, tăte. Oh my god! Ba. Ai furat tot. Mamă, frate. Oh, un barrel! Oh, ok. Na, cam inutil, dar destul de șmecher, presupun. Bă, Andrei, și cam atât. Un ce și un barrel? Frate, cam sărac muntele ăsta. Ba, nu! Am văzut eu alt barrel. Unde? A, uite-l! Da, chiar mai un barrel. Bravo, bă, Andrei, ești deștept. Ok, hai să vedem. Wow, ok. Tare. Hai înapoi la insulă. Ok, Andrei, hai să lăsăm toate chestiile pe care le-am obținut de pe acea insulă și să mergem la următoarea hartă. Ești gata? Ok, dar înainte de toate, dăm te rog, o pauză să mănânc niște nuci de cocos, pentru că, băi, frate, sunt destul de lihnit. Băi, eu mai am 3 sticle. What? Ok, înainte să vedem și sticlele astea, pentru că aici mai avem încă 3 hărți. Hai să vedem dacă s-a mai cules. Bă, frate, nu mai pescui nimic cu astea. Ok, cred că e timpul să punem mai multe. Deci dă-te, frate, că dacă nici așa nu reușim, dă-te încolo, deci nu. Deci, pe bune, frate. Bă, ce vrei, mă, Andrei? Ai nebunit? De ce, mă, de ce? Ce-am făcut? Adică decât pun și-o de astea să prindem și noi chestii. Gata, suficient. Bă, da, Andrei, nu știu ce am impresia că nu suntem singuri în oceanul ăsta. Gen, nu știu. Bă, ce e aia? Rechiru, fugi, ajută-mă, Andrei, bă, pescuiește-mă, fă ceva, dă-mi, bă, așa, trage-mă, că mor, Andrei, nu! Ok, Andrei, după ce efectiv era să mor, bine, de fapt, am murit, am fost mâncat de un rechin, ăsta este adevărul. Hai să mergem la următoarea hartă, hai să vedem unde poate să ne ducă. Stai, nu mai stau, frate, nu, mergem direct. Ha, asta e destul de asemănătoare cu prima, dacă stai să mă întrebi pe mine, nu? Bă, oh, o sabie, tu o vezi acolo? Este o secundă. Wow, ok, am găsit o sabie, Andrei, în ocean. Yay!
Ce tare! Ok, perfect, hai să vedem. Să-mi iau spyglass-ul și cred că putem. Am și eu una la fel. Ce tare! Ah! Oh! N-am vrut să fac asta. Bă, nu, nu, eu nu mai suport. Vreau acasă, lipsa de pizza și arată efectul. Nu mai suport! Bandri, să se... Cundă? Savan! Mă, ce? Ăsta când e... Iar ăsta? Mă, de când ești aici, savantule? Ce se întâmplă? Du-te, mă, și tu de aici, că... Bă, Andrei, stai. Nu vă mai supor, pa! Bă, stai, Andrei, stai! Na, poftim. Savantule, ce mai vrei? Crede-mă că nu e un moment bun să vii aici. Efectiv, eu și Andrei nu mai suportăm să stăm pe insula asta. Ok, nu vreau să mă bag în treaba voastră. Bă, Andrei, stai, bă, vino încoa. Andrei, vino să vedem ce spune savantul. Andrei, vine rechirul, bă. Stai. Nu, uitați-vă și voi. Fraților, doar uitați-vă și voi ce se întâmplă aici. Adică, nu. Na, poftim. Ok, acum hai să ascultăm ce spune savantul. Haide, așa savantul le spune. Ok, nu vreau să mă bag în treaba voastră, vreau doar să vă propun ceva. Observ că nu prea mai aveți chip să supraviețuiți pe această insulă pustie, așa că vă propun un plan. Andrei? Nu, savantule, nu vreau niciun parcurs în care primul care ajunge la finish se duce acasă. Savantule, nici eu nu vreau asta. Asta e, dar nu ți se pare că noi mereu facem ce spune savantul? Ce-ar fi să ne opunem acum? Da, dar înainte de toate, hai să ascultăm ce are de spus. Dacă ne spune că are un parcurs, ieșim, ok? Deci stai la Minecraft, o facem orice. Ia zi, savantule, ce plan ai pentru noi? Păi, voiam să vă propun un super parcurs. No, pa. Am ieșit și eu, îmi pare rău. Nu se poate, nu se poate, frate, mereu!